Primăria Municipiului Timișoara a finalizat și ultimele locuri de parcare în zona Lipovei în cadrul primei etape de amenajare de locuri de parcare în locul fostelor garaje din cartiere. Este vorba de intrarea Sunetului, unde au fost demolate 35 de garaje care au fost înlocuite de 44 de locuri de parcare. Pe strada Silistra, la intersecția cu strada Verde, după demolarea vechilor construcții, au fost amenajate 32 de locuri de parcare, iar pe strada Verde, pe locul fostelor garaje, sunt acum 77 de locuri pentru mașini. Pe aceste spații, pe lângă locurile de parcare, se amenajează și zone verzi cu iarbă, plante perene și arbori pentru a asigura umbră și răcoare și a reduce poluarea. Primăria Municipiului Timișoara vizează demolarea sute de garaje sau clădiri provizorii vechi, majoritatea degradate, iar într-o primă etapă sunt derulate lucrări în zonele Lipovei, Aradului Modern, Șagului și Martirilor. Revitalizarea respectivelor zone se va face prin amenajarea de noi spații verzi pe locul acestor garaje, precum și căi de acces, trotuare și locuri de joacă pentru copii, acolo unde spațiul o permite.